O întrebare, părinte, dacă doi tineri se iubesc, dar sunt necredincioși, în dragostea lor între ei este prezent Hristos? Sunt necredincioși unul față de altul sau necredincioși la... față de Dumnezeu? Față de Dumnezeu. Față de Dumnezeu. Acum vreau să vă spun un lucru, să știți, că nici inteligența și nici orice educație n-are nicio valoare dacă nu în slujba dragostei și a iubirii, și dacă nu e, da, n-are nicio valoare. Dar nu putem să-i oprim să nu se am, dar n-a ajung nicăieri, merg pe un drum care nu merge nicăieri. Ne iubim și gata, asta e instinct și nimic altceva. Pentru că căsătoria în sine, știți, este o vorbă bine spusă, ori bine, ori deloc. E în slujba unui ideal, nu în slujba plăcerilor numai decât. Iubirea, căsătoria care urmează. Și dacă nu slujești la idealurile cele mai înalte, chiar necăsătorit, dar mai ales căsătorit, sigur că nu ajungi la nimic pozitiv, decât, nu faci decât pierzi un timp atât de scump. Da. Da. Dacă se iubesc, e un fel de a vorbi, adică e un fel de a nu mai pune întrebarea asta, ce rost mare să mai vorbim, dacă se iubesc, dar nu cred în Dumnezeu. Pentru că nu există niciun fel de siguranță, de percepere în viitor, de sens, de scop, dacă nu e Dumnezeu. Numai dacă nu e în biserică, nu există nimic. Ăsta ar putea să fie răspunsul care să răspunde la întrebarea asta. Adică nu e în biserică, nu este nimic. Ce să le cerem? O căsnicie are nevoie de educația copiilor, de a învăța să se închine. Pot să trăiască ca niște păgâni, fără niciun fel de ideal, de nimic. N-a bătut clopotele destul să se deștepte tineretul ăsta. Iar cuvântul acela că astăzi familiile crep în momente dificile, nu prea sunt de părere. Pentru că atunci când trăiești prezentul, nu mai poți să vezi defecțiune în acțiuni și în asta. Vezi numai perfecțiune. O tendință mereu de a mă completa făcând bine primul pas spre așa ceva. Da, mă rog, n-are iubirea aceea, n-are durabilitate. Tot legat de această întrebare, mai avem două bilete. Se acceptă ca oamenii căsătoriți să aibă și relații trupești fără scopul procreierii, ei având copii? Păi ar fi cam aceeași întrebare. Scopul căsătoriei nu numai plăcerea, dragul meu, ai o consecință. Scopul este nașterea de copii, dar nici nașterea de copii nu este un scop. E vorba de o stimulare permanentă, reciprocă. Asta e căsnicia. Nu este vorba de nașterea de copii, și asta o consecință. Adică, sigur că va trebui să avem și marile intimități, soț și soție, dar cu un scop. Numai cu plăcere. Nu, deci spunea că este, au voie să aibă relații trupești dacă ei nu mai au copii și nu mai doresc să aibă și nu mai au, au având copii, nu mai vor să aibă copii. Au dreptul la relații trupești? De, aș putea să spun, pentru că momentul ăsta acum privește pe toată lumea, nu are niciun rost, nu are niciun sens. Adică numai pentru plăcere, nu are niciun sens. Căsnicia înseamnă o ajungere în veșnicie și ea. Și dacă aceasta nu este, numai plăcere. Nu, de ei sunt credincioși tineri în biserică. Tineri aceștia care pun întrebarea. Păstrează o, se hotărăze reciproc pentru o curățenie, nu să mă atingă, dar cu adevărat, nu să se îmbâzgălească și să facă prin două fel de greșeli, așa, ori să-și vadă de căsnicie și de naștere. Ori să nu se mai împreună, ce să mai... Părinte, taina cununiei lucrează
și asupra oamenilor necredincioși. Harul cununiei, taina cununiei lucrează și asupra celor care sunt necredincioși, pentru că astăzi de multe ori oamenii se cunună fără să aibă habar ce înseamnă chiar cununia. Bine, sau chiar relația cu Dumnezeu. Dacă s-au cunat la biserică, înseamnă că sunt cât nu știu cât credincioși. Despre căsătorie, asta e nunta. Dacă sunt necredincioși, nu se mai cunună. Să o fac ca datină, ca pe o datină. O fac ca pe obișnuință. Taina cununiei lucrează oricum, harul cununiei, chiar dacă ei sunt necredincioși. Noi nu putem spune că nu lucrează din momentul în care se face, că se face încadrat de o ceremonie întreagă cu harul preoției și nu știu ce. Dar dacă sunt necredincioși, nu are niciun haz, cum am zice, știți? Aici aș putea spune, pentru că nu vreau să diminuiesc cumva puterea tainei respective, anunții. Este vorba probabil la faptul dacă această taină este făcută, diminuează valoarea păcatului care a fi făcut în totală necredință, dacă nu există cununia. Vă aud mai greu, lăsați. Da. Aud mai greu, vorbiți mai tare, da. Puteți să ne spuneți ceva? Nu recomandăm deloc această taină anunții dacă sunt necredincioși. Pentru că avem prin această taină niște pretenții sau avem niște răspunderi. Și dacă aceste răspunderi sunt nedorite, nu se pot împlini, pentru ce mai plecăm? Da. Sau fac taina aceasta numai ca o datină, dar cuvântul ăsta, datină, e un cuvânt mai scump, n-aș vrea să-l amestec aceea când necredincioși ăștia, știți? Că nu să cununau ca datină moșii și strămoșii și încă numai la biserică, fără primărie, dar era cununia făcută cu scopul extraordinar de mare. Asta e o mare taină, dragii mei. Mai întâi de toate, se pune în valoare lucrurile așa cum le-a creat Dumnezeu cu adevărat. Bineînțeles, nu este singura, mai mult decât atât este și aceea dacă te dăruiești mănăstirilor, e altceva. Dar avem în discuție întrebarea respectivă. Dar ce nu are niciun scop? Pe urmă, nu te gândești că se vor sătura unul de altul foarte repede, neavând niciun ideal care să-i ajute, că nu e har. Harul e acolo unde e credință, nu vine harul numai degeaba. Pentru că noi împlinim o datină. Datina asta se vârșește datorită unui scop. Așa, unei răspunderi extraordinare. Așa că nici nu ar trebui să se pună astfel de întrebări, pentru ca să nu se încurajeze cumva cineva că, domne, facem din datină. Și mai bine zis, e o iubire șubredă, iubire instinctuală, nu, care n-are durat. Adică, cum am zis, o lună de miere și o viață de necaz, știți, o viață de amar, știți? Părinte, astăzi se pare că se înțelege tot mai puțin rostul femeii și al bărbatului în viața de familie. Ați putea să spuneți câteva cuvinte despre care trebuie să fie rostul femeii și al bărbatului în viața de familie? Dragă, da, adevărul este că nu prea sunt de părere cu cuvântul ăsta astăzi. Nu e adevărat. Omul și femeia e acel om și femeie pe care i-a creat Dumnezeu. Este vorba de un pic de educație, este un pic de atenție la bătaia clopotelor, vivos, voco, fulmina frango, roma frango, adică cheamă vii, plânge morții, împrăște vifările. Vă să zic că astăzi nu există. Omul și femeie crea Dumnezeu în orice timp pentru un scop definit, definit, fără discuție, da. Acum, s-a făcut o constatare, întrucât femeia a fost roabă mii de ani, și cu ocazia Sfântului Constantin cel Mare la secolul 14, când a dat libertate femeii la edictul de la Milano, să nu mai fie omorâtă și surghiunită fără judecată, s-a transmis atavic, adică a trecut peste generații mai departe, teama femeii de bărbat și a rămas femeia cu spaimele acestea încă atavic transmise. Dar nu este permis. Femeia înseamnă o împărăteasă dăruitoare.
femeia, dacă tu zici că e slabă, totuși, din momentul în care te-ai angajat să te numești soț, nu te poți numi soț decât lângă o femeie, nu lângă o soție. Trebuie să pui pe tron, cu orice chip. Să nu se mai vadă în femeie numai o manevră sau, în sfârșit, o lucru de casnă și nu știu ce. Femeia este extraordinară în creația lui Dumnezeu. Dumneavoastră, dați-vă seama că destinul întregii omeniri depinde de cuvântul Fecioarei libere, fie mie după cuvântul tău, care a spus Îngerului. Și s-a schimbat destinul întregii omeniri și chiar al Dumnezeu în lume. Și asta este o femeie care a deschis porțile fericirii, libertății și veșniciei în lume. Da. Trebuie cu orice chip respectată, pentru că dacă Dumnezeirea ar întreba omenirea ce este în omenire, n-ar întreba paternitatea, ci maternitatea. Asta este în lume. Deci nu este adevărat, joacă un rol primordial în ce privește creația Dumnezeu, om și femeie. Deci trebuiește cu orice chip respectată și e păcat de valorile acestea să se murdărească fără scopuri, fără idealuri, fără să se pună în slujba lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu este în slujba lui Dumnezeu ceva, nu există nimic. Fără de mine nu puteți face nimic. Putem noi o taină atât de importantă să o desprindem de cuvintele Mântuitorului? Fără de mine nu puteți face nimic. Ți-a spus cuvinte dumnezeiești. Și tot ce a spus Hristos e adevărat. Vedeți, dumneavoastră, la cuvintele acestea, dacă ar fi numai la ele atentă lumea creștină, ar fi mult mai controlată și s-ar descoperi mai repede ori valorile, ori defectele. Pentru că el este vița și noi suntem mlădița. Poate mlădița să facă, să rodească ceva fără viță? Deci fără de mine nu puteți face nimic. Nimic, că nici și perii capului voi să se numărați. Și ca să vedeți că biserica a fost atentă la orice a spus Mântuitorul, la anul 400 nostru s-a făcut un sinod la Cartagina, un sinod local, și obiectul sinodului au fost mai multe puncte, dar a fost și aceste cuvinte spuse Mântuitorul, fără de mine nu puteți face nimic. Și cine zice că poate ceva, anatima să fie. Încă anul 124 a scris lucrul ăsta. Vă să zic că vă dați seama că nu se poate face nimic fără al Dumnezeu. Cum s-ar îndrăzni însă să intre? Și atunci, vă dați seama, femeia care Maica Domnului reprezintă neamul omenesc. Da. Nu trebuie văzută ca o roabă. Pentru că, deși spune în slujba ta în nunții să se pună la bărbat, dar trebuie să fie atent bărbatul că spune să o iubești. Dacă nu o iubești, nu o să te asculte, n-ai să împlinești cuvântul ei și tu ești răspunzător de îndărătnicia ei eventuală. Da. Cu orice chip, în căsnicie să intre printre foarte multe transformări și lucruri neprevăzute, așa că se datorită marilor intimități, naștere de copii, care nu se face numai citind cum se naște. Se naște în modul cel mai normal, de către toate femeile, fie împărăteasă, fie orice, e același lucru. Deci, cuvântul, vă rog foarte mult, cuvântul femeie va trebui cu orice chip mult mai respectat. Pentru că, vă spun, înseamnă împărăteasă dăruitoare. Și dăruirea e toată Scriptura. Dar putem identifica, într-un fel, un rost diferit al femeii de al bărbatului și al bărbatului de al femeii în viața de familie?
În ce privește idealurile, nu. În ce privește preocupările, fiecare la delenicile respective, aia e altceva, dar în ce privește idealul, în ce privește scopurile principale, nu. Scopurile principale nu sunt, că spuneam, trebuie să se stimuleze reciproc în vederea mântuirii ăluilalt. Asta care reprezintă materialmente verigheta, care înseamnă sufletul tău în inima ta, în inima celuilalt. Ne puteți spune care este rolul ascultării în viața de familie? Cum? Rolul ascultării între soț și copii, părinți? Fără discuție, că vezi, dacă este iubire, lucrurile se rezolvă de la sine. Adică știți, numai te uiți unul la altul și știi ce avem de făcut. Iar ce privește copiii, trebuie ocupat de ei de mici. Băgat în sufletul lui ideea de Dumnezeu cu orice chip și încet, încet să crească în învățătura creștină, da, ca ei să știu ce au de făcut, da. Dar de ce spune că bărbatul e cap femeii? Și femeia ce este? Dacă el e cap, nu. Nu? Unde este față de cap? Este cap femeie în sensul unei armonii care trebuie să existe, învernicirea fiecăruia. Nu putem, când spunem că femeia este grozav de valoroasă ca creație, să zic, asta nu putem spune că bărbatul nu-i nimic. Dar spune, pentru că supunerea în sine înseamnă mântuirea în sine. Nu se supune pentru că e miloagă, se supune pentru ca să întregească armonia lucrurilor. Deci ea este cea care face efortul cel mai mare pentru ca să fie el capul femeii. Din momentul în care o iubește, din momentul în care, pentru că nu le excludem, da, însă există una, o persoană în taina nunții când se adună. Nu există doi, nu există grab de rudenie între cap și între femeie și soție. Dacă bărbatul e capul, femeia e tot în cap. Tot cap. Înțelegeți, știți? Dar pentru armonie trebuie să asculte unul de altul. Pentru că sunt foarte dese împrejurări când și bărbatul întreabă și ascultă de femeie. Da. Trebuie însă să se iubească. Dacă nu se iubesc, e numai o ordinară gâlceavă, înțelegi, și nu-i nimic. Și atunci nu se mai pune problema asta, dar problema se pune pentru că ați folosit cuvântul astăzi, uite ce se întâmplă. Dar nu trebuie să se întâmple așa. Este cap pentru armonie, dar tot acolo e și femeia. Dacă el e capul, ea este inima. Și mi se pare mie că inima este mai mult decât... Ea e centru întregii ființe omenești, adâncul cel mai adânc din ființa omenească, unde chiar și-a făcut și Dumnezeu locaș. Da, repet, dacă el e capul, ea e inima. Și dacă ea este inima, să fie și el inimă, și cap, dacă ea este inimă, este și inimă și cap. Iubirea armonizează tot. Iubirea răspunde la toate întrebările. Iubirea aduce prunci care dă valoare nemaipomenită zâmbetulor și creează unitate nezâncinată, indestructibilă în familie. Da. Da, vă spun, nașterea de prunci nu e un scop, e o consecință, scopul e mântuirea reciprocă. Părinte, vorbeați de această iubire care aduce armonia sau care întreține, dar de multe ori această iubire în familie sărăcește sau de multe ori nu se pleacă de la ea. Cum se ajungă tinerii căsătoriți la această dragă dragoste? Dacă punem problema iadului întâi, nu mai vorbim de rai. Nu se pune problema asta, sunt consecințele vieții.
călcarea greșită, păcatele, nu știu ce, iadul. Asta înseamnă iadul, care dacă există iad, atunci există și rai. Consecințele greșelilor, e altceva. Nu așa să discut, noi să vorbim de taina respectivă, având în vedere răspunderea și valorile care există în ea. Nu vorbim de greșeli, de o serie întreagă de cădere. Astea sunt păcatele care aduce, vor, păința ca să scape, ori iadul. Și iadul e mare durere al Dumnezeu, de fapt, dar există. Există pentru că Dumnezeu este drept și poate să facă Dumnezeu poate să facă orice, dar un lucru nu poate să facă, să-și calce cuvântul. Și el a zis un lucru despre așa să purtați, să nu mănânci din pomul ăsta și a mâncat, ca să zică consecința a urmat imediat. Deci Dumnezeu, care era plin de milă, nu, pentru că există și dreptatea dumnezeiască, și face orice să ne scape pe noi de căderile acestea. Însă lupta este, s-a creat și taina pocăinții. Căderile de după Adam, în fașe care le facem noi, le rezolvăm prin botezul pocăinții. Deci nu putem să discutăm despre dracu fără să discutăm despre Dumnezeu, nu? El e o creație, un pălerat, nu e o putere, nu știu ce. Deci întrebarea că astăzi iarăși se întâmplă cu tare. Nu, spuneam că cum să facă tinerii să se întărească în iubirea unuia pentru celălalt? Dragă, să aducă o viață creștină. Noi nu putem să învățăm să iubească. În iubire nu există nimic rațional. Nu știu de ce îl iubesc pe ăla sau pe aia, vezi? Nu există rațional nimic. Iubirea n-are nici început, nici sfârșit. Deodată cu Dumnezeu, asta reprezintă verigheta, n-are nici sfârșit, început, nici sfârșit. Adică iubirea. Cum să fac? Să respecte învățătura creștină. Să știe că are un scop din momentul în care a intrat în gândice și unul și altul. Da. Dar să nu se considere, cum spuneam adeseori studenților care urmă să se căsătorească acum numai pentru plăceri. Plăcerea nu mănânc pentru că e dulce mâncarea, mănânc să-mi întrețin viața. Că e și dulce, atunci e foarte bine. Se vorbește tot mai mult de implicarea bisericii în societate. Cum ați vedea această implicare? Păi, zic și eu, cum a zis cineva, domnule, și când să mergem la biserică? Atunci când am zis, bătăm clopotele, zice. A zis un om simplu, așa nu vă spun cine, dar că nu vreau, că a făcut și greșeli multe. Dacă respectă viața creștină și este integrat în răspunderea care o are, așa, sigur că iubirea este asigurată. Dar de ce să fabricăm noi iubire? Ea rămâne așa. Ne-am căsătorit și am vorbit că este un lucru extraordinar de important. Așa, de ce punem problema? Aoleu, ce mă fac dacă nu mai mă iubește? Păi ce să faci? Accepți consecințele de iubire. Există drag, există răutate, sigur că se bagă asta, e altceva. Cum se naște păcatul, cum s-a și născut în diavol, că nu știu cine. Da. Să respecte biserica, să respecte poruncele bisericii, că am spus, fără biserică nu există nimic. Da. Și să se încurajeze în acest sens cu reciprocitate. Cum să vedem implicarea bisericii în societate? În lume. Dragă, mai întâi de toate trebuie să aducem la cunoștință, că prin auz omul să zicem că nu știe. Dar mă întreb, de ce nu știe în veacul nostru acum? N-a auzit nimeni bătaia clopotelor. Că nu bate niciodată clopotele pentru ca să fie amuzament și nu știu ce. Bate pentru că există ceva de natură sufletească, ceva care ne trage atenția. Și să știți că firea omenească e făcută să aibă chiar o tresărire sfântă în el când aude. Pentru că, vă repet, bătaia clopotelor, care înseamnă vivo, zvoco, morto, asprango, fulmina, prango,
adică cheamă vii, plânge morții, împrăște viforile. Și la figurat și la propriu. Și pe draci, și chiar trăsnete și vâncuri, da. De, să fie atenți la ce se propovăduiește, să meargă la biserică să audă, s-au căsătorit ca niște creștini, cu scop, a trecut până taina respectivă. Și acum vreau să ducă viața fără răspundere. Deci i-au plecat inițial ca niște credincioși. De ce mai punem problema dacă trebuie să mâncăm din pomul oprit acum pentru că avem libertatea? Nu! Avem mai departe niște porunci care ne țin în fărecare, frânare, în vederea armonizării. Chiar împreunarea și asta, să face și asta cu oarecare rânduială. Mai răluț, mai drăguț, știți. Părinte, individualismul se pare o boală a societății moderne. Se extinde această boală și asupra credincioșilor care trăiesc în biserică? Individualismul. Dragă, da, este într-adevăr o mare defecțiune, să zic așa, la momentul ăsta istoric. Însă nu vreau deloc să cred că acestea sunt nevindecabile și nu știu ce. Însă suntem atenți cu ceea ce de fapt am plecat la un drum mare care se face cu primul pas, dar pus bine pasul ăsta, pe direcție. Da. Individualismul n-a făcut altceva, adică nu a făcut decât să izoleze una dintre scopurile principale a creierii omului. Omul nu e creat numai pentru el singur. Este creat pentru întreaga umanitate. Pentru că tragedia întregii umanități trebuie să trăiască ca pe propria noastră nenorocire. Noi purtăm răspundere și pentru cel care e lângă noi. Asta este sensul și educația creștină care trebuie să o știm despre creație. Că omul nu-i făcut numai pentru lumea. Din momentul în care s-a izolat, nu a făcut decât a făcut o semi-asociație cu diavolul. Pentru că ascultă numai de niște gânduri proprii și lucru care în concepția creștină este primordial, este jertfa. Condiția ca să te mântuiești, respectiv ca să luminezi, e să știi să jertfești. Să nu să fie răspund acela. Să știi să jertfești. Vedeți dumneavoastră, Mântuitorul a făcut atât de multe minuni. A vindecat, a înviat morți. Dar n-a mântuit neam omenesc prin asta, care sunt însemnate cu dreptatea cărui cu 90 de grade. Nici că învia morți cu 180 de grade, numai când s-a răstignit pe cruce la 380 de grade, 360 de grade, când s-a răstignit, adică când s-a jertfit. S-a schimbat la față. Înțelegeți? S-a făcut atâtea minuni, dar n-a mântuit lumea omenească. Chiar Petru, la schimbarea la față, i-a spus: Doamne, ce bine e să stăm aici, să facem tricol, pentru că era cerul parcă una cu pământul. Bine, Petre, e bine, dar ce face cu jertfa de pe Golgota? Adică numai prin aia, eu pentru aia am venit, ăla e scopul meu, să mă jertfesc. Deci concepția de mântuire creștină este jertfa. Adică, ia că la mine vin foarte mult să-mi spun: părinte, a murit fără lumânare, nu știu ce. Lumânarea nici n-acuză, nici ușurează. Lumânarea este ideea de jertfă. Arde un fitil, un ulei sau ceara, deci condiția ca să luminezi este să jertfești. Asta este semnificația lumânării sau a candelei, adică dorința noastră de a jertfi. Și dacă nu știm să jertfim, stăm pe loc. Și nu a zice, a mișca înseamnă a ajunge, pe concepții creștine. Repet, numai în biserică este salvare. A spus mai înainte că... Deci individualitate, vă dați seama, este o mare pierdere, așa, și te-ai izolat de creator. Adică
și devii în margine. Și marginile sunt ale dracilor, cum zic sfinții, știi. Părinte, cum să explicăm lipsa de inițiativă, pasivitatea oamenilor din biserică astăzi, neimplicarea lor în viața bisericii? Dumneavoastră, nu vă legați de niște defecte ca să creați prin astea o problemă și o întrebare. Pentru că eu, când am fost plecat la mănăstire, la data aceea, acum vreo 50 ceva de ani, am vrut să mă opresc foarte mulți înși. Chiar un nume mare, unul era chiar ministru al cultelor pe vremea aia, nu știu ce. Că în mănăstire există căderi și decăderi și un fel de fel de lucruri. Deci, dar eu zic, mă duc la Hristos. Nu sunt valabile învățăturile Scripturii, cine lasă tată, mamă, frate, cine vrea să vină să ia crucea, să urmeze mie. Nu mă interesează ce este acolo. Pentru că și astăzi recomand la cel care vrea să ducă la mănăstire și sunt destui care mă cercetează, dom'le, te duci la mănăstire nu ca să găsești mănăstire, ci să faci mănăstire. Și m-am întâlnit cu ei de pe 10 de ani. Și m-a întrebat, ce ai văzut? Ce a spus voi am văzut, dar nu credeam să găsești sfinți. Am găsit și sfinți. Deci punctul de orientare, învățătura creștină, sunt sfinții lui Dumnezeu care asemenea nouă, nu defectele, astea altceva, peste tot. Dacă îngeri a fost și au căzut, apostoli a fost și au căzut, asta nu înseamnă că caracterizează învățătura mântuitoare a Mântuitorului aceste că sunt căderi. Da, dar dacă ești dibaci, fost foarte multe să înțelegi din căderi, că te aduce la smerenie, sau să poți pricepe cum indirect dracu mărturisește Dumnezeu prin ispite și prin asta. Pentru că însă și existența lui demonstrează existența lui Dumnezeu pe care el nu o vrea la oameni. Că să mai spunem și acum nu există Dumnezeu. Acum, cum să caracterizăm un om care îndrăsnește să spun lucrul ăsta, decât ca un bulgăre de pământ, care e nimic, nu? Da. Și Dumnezeu îl rabdă totuși. Ne puteți spune care sunt consecințele pietismului în viața bisericii? Pietismului. Așa. În viața bisericii. Care sunt consecințele? Dragă, biserica nu poate fi nebiruitoare, ori în ce împrejurare ar fi și ce momente istorice va crea șubrezânia credinții oamenilor. Este nebiruită până la sfârșitul veacurilor și gata. Nu se pune. Deci, ferice de cel care pricepe lucrul și își mântuiește sufletul. Sau o de a-ți cunoaște valoarea omului, care nu decât în Dumnezeu. Nu trebuie să văzut și nici creat puncte de întrebare sau de orientare negativismele care există pe toate părțile. Sunt mii de secte, asta nu înseamnă că biserica ortodoxă, adică că puterea biserica adevărului nu va birui. Credeți că pietismul este o atitudine sectară? Cum? Pietismul este o atitudine sectară? Ar putea să fie. Ar putea să fie. Pentru că nu cunoaște decât un singur lucru. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, așa o închinare ortodoxă, adevărată, după dogme și după astea, sigur. Da. Dar ce v-a făcut să puneți întrebarea asta pietismul? De ce? Pentru că este una din ispitele mari ale oamenilor din biserică acum, pietismul. Adică o pasivitate, stau fiecare, nu au viața activă în biserică, nici contemplativă. Dumneavoastră, mai întâi de toate, ocupați-vă de sufletele voastre. Și nu vă ocupați de a înregistra defectele de pe aici pe acolo. Pentru că învățătura creștină, cum spune Mântuitorul, faceți ce vă spune, nu faceți ce fac ei. Dar prin asta a vrut să spună, nu oprim viața pe loc. Îi privește. Trebuie să vă obișnuiți să vă controlați propria voastră viață.
Și vă repet, aceste tragedii sunt și datorită greșelilor mele personale, ale fratelui meu să nu duce. Așa cum spuneam, că tragedia umanității să o trăiești ca pe propria ta nenorocire. Vezi, nu trebuie judecați că sunt slăbiciuni. Mai întâi de toate poate să fii subiectiv tu când vezi că îți face lucrurile astea. Pentru că s-ar putea întâmpla ca un preot să ia o măsură care se potrivește pentru salvarea lucrurilor și tu, care nu știi decât direct văzând lucrurile, să nu-ți dai seama de tactica care o folosește ca să salveze lucrurile. Și e judecat negativ. Și oricum ar fi de bubos, preotul ăsta are harul să te lege, să te dezlege și că vei vin dintr-un par de pământ sau dintr-un par de cristal, vinui tot vin. Harul are preoție. Trebuie cu orice echip dumneavoastră plecați cu gândul să nu mai judecați preoțimea, să nu mai judecați când biserica se vede ejecuta. Biserica trebuiește caracterizată după spusele Mântuitorului. Nimeni n-a plecat să slujească Mântuitorului fără învățătura Mântuitorului. Dar ia că pe drum s-a întâmplat atât de multe lucruri. Un Petru s-a lepădat, dar asta nu înseamnă că învățătura creștină a fost adevărată, dar care s-a ridicat dincolo, cu totul dincolo de mai mult decât căderea lui. Mai întâi de toate, Dumnezeu ne iubește mai mult decât ne urăște dracu, care înseamnă un îndemn nemaipomenit care trebuie să-l însușim. Da. Deci nu ne refeream la preoți. Vorbeam de acei credincioși care neglijează Sfânta Liturghie pentru anumite cântece, anumite cântări sau o viață. Nu vorbeam de preoți. Mi-a spus și de preoți. Ați amintit și de preoți că sunt nu știu ce. Am spus, am spus de oamenii care vin la biserică, care nu au o viață. Asta e o altă întrebare. De asta am zis, n-am spus de preoți. Ocupați-vă dumneavoastră. Dumneavoastră știți ce vă spun eu acum? Sunteți vinovat de faptul că el a vinovat. Asta e răspunsul. Adică trebuie să-l iubești, trebuie să nu-l urăști și pentru poziția ta morală, pentru poziția ta creștină, l-ajută Harul Dumnezeu și pe ăla. Chiar dacă tu nu i-ai spus niciun cuvânt, dar ai avut curajul să-l prețuiești, chiar dacă nu-l iubești, știi, dar neurându-l măcar asta, așa tu l-ai ajutat foarte mult. Doamne, miluiește-mă! Ați îndrăznit sau ați început să faceți acest lucru? La întrebarea asta spun dumneavoastră sau la cel mai întreba, adică să o iubești pe vrăjmașul tău, ia că vă spun că numai în literatură să știe lucrul ăsta. Dar n-a încercat nimeni să iubească pe vrăjmașul lui, deci pe ce că îl face rău. Pentru că l-ar ajuta Harul Dumnezeu pentru iubirea ta față de el, sau nerăutatea ta față de el. Deci cu orice chip nu te izola. Degetul ăsta, care e cel mai mic și pare cel mai însemnat, e o valoare în componența ființii trupești. Dânsul e medic și își dă seama de ce importanță are o rană la unghia cea mai însemnată. Deci, dumneavoastră, sunteți răspunzător de faptele greșite al celuilalt, pentru că nu l-ați iubit. Îl ajută Harul Dumnezeu. Lucru care se aplică și la săraci. Nu-i ai să-i dai, dar nici nu l-ai prețuit, l-ai disprețuit, asta este supărarea mai mare a săracului. Noi, de ce ne-ai zis, Doamne miluiește-l, Doamne, sau frate, n-am ce să-ți dau, uite, îți dau o mână caldă și sigur că îți va mulțumi că așa ceva nu prea da nimeni. Adică a văzut cerșătorul care reprezintă pe Iisus Hristos că tu l-ai prețuit ca pe Hristos. Dacă încercați să iubiți oamenii ca pe Hristos, atunci dumneavoastră n-ați mai vedea că El greșește și nu știu ce. Nu vă doare inima de El pentru că a greșit, dar constatați chiar cu drac la mijloc că a făcut cu tare și cu tare lucru de iad. Credeți că poate fi o viață total în afara lui Hristos? Nu se omul poate. Să trăiască? Am spus, numai în biserică, în afară de biserică nu există nimic. Nu există decât eșecuri și, dacă vreți, trebuie să spun, există iad. Nu m-am grăbit să spun iad, că e ultima fază, să zic așa, dar există numai iad. Afară de biserică nu există mântuire în acest
În afară de sec nu există nimic. Când dacă dumneavoastră puneți în slujba lui Dumnezeu toate gândurile și toate ăștia, atunci într-adevăr sunteți omul de valoare bisericii, adică atunci sunteți omul lui Hristos. Și ca să fii omul lui Hristos, o întrebare grea este să știi să te smerești cu adevărat. Uite, bună oară, mă iertați că întrebarea e auto-întrebare în așa, unul a putut la ușa Mântuitorului și l-a întrebat cine e acolo. Zice, eu sunt marele tău trăitor, putare. Nu ești pregătit, nu intri. Ăsta care era într-adevăr un om sincer, eu, de ce oare nu m-a primit? S-a gândit, s-a frământat că era cinstit. A zis, eu sunt. Eu sunt. Ce ești? Nu ești nimic. Și s-a dus a doua oră și a bătut. Cine e acolo? Ce? Tu ești! A spus ăla de afară. A, dacă tu ești eu, atunci intră. Era zmerit ca Hristos. Și zice, mă, sunt Părinte Simon și Dumnezeu și adună Dumnezeii. După a. Vedeți, iar ca să fim amrăciuni, trebuie să știm să ne smerim. Să nu creadă cineva că fără smerenie asta va primi cât uși de cât bucuriile raiului și a veșnicii. Nu există, dragii mei. Și pe urmă, dacă trăiești cât de cât într-o viață din asta creștină a iubirii și smereniei lui Hristos, deja ești în veșnicia fericirii. Deja se conturează mai pe văzute chiar împărătând de zi un timp. Nu putem să vorbim de o împărăție veșnică de în viitor. Trebuie să recunoaștem că există noi această fericire. Dacă, bineînțeles, mai întâi de toate, nu trebuie să ne gândim la mântuire, ci la cucerirea lui Dumnezeu, care s-o cucere decât prin smerenie și atunci deja asigurată mântuire. Da. Părinte, în Evanghelie spune că părinții au mâncat aguridă și copiilor se strepezesc dinții. Se poate să aibă dreptate. Se poate să aibă dreptate. Pentru că am făcut o constatare personală, acum ca duhovnic care cunosc atâtea lucruri, că s-a născut un băiat fără degete. Numai degetul ăsta l-avea. Sigur că scria foarte multă milă, cum agăța cu el săracul foaia, nu știu ce, știi, și cum să lingura și nu știu. Și a născut un copil exact ca el, fără degete. Dacă este vorba biologic să se nască, să fie o consecință, atunci sigur că agurida asta o putem pune și la figurat. Să nască cu defecte. Însă, Dumnezeu n-a lăsat la discreția defectelor oamenilor drumul mântuirii, ci a dat haruri. Educația creștină, botezul care te scapă de toate, educația ca să știi să scapi de chestiile acelea rău, fiind criminal, fiind, devii poate sfânt. Vezi, educația care trebuie cu orice echip să nu se neglijeze în orice clipă, în orice clipă, în sensul, orice clipă trăită, fără să vă gândiți, lăsați viitorul să-și rezolve singur problemele. Trăiește tu clipa asta cum trebuie acum și ți-ai asigurat și viitorul și ți-ai reparat și greșelile trecute. Deci, cine trăiește momentul, scapă de defectele trecute și cucerește și viitorul. Deci, intervine educația la lumea creștină. Dar s-ar putea să te naști cu defecte sufletești, dar vă spun cum aceste lucruri se pot pune la punct așa, în învățătura creștină. E mai greu pentru unul care e defect, defectos să fie cum trebuie, dar este posibil. Dar nici cel care nu are bubele acestea, văzute sau nevăzute,
să nu creadă că este desăvârșit, pentru că există unele păcate care se numesc în duhovnicie păcate lipsirii, adică faptele bune care puteai să le faci și nu le-ai făcut. De aceea ești foarte răspunzător. Cum zice Apostolul Iacob, cine poate să facă un bine și nu face, săvârșește un păcat. Adică sunt faptele lipsirii, care și ăștia s-au în vedere la vâni, la ultima repriză, să zic așa, ultimul cercetare a procesului care se pune. Adică te cercetează de păcate de care poate să fii nevinovat, așa, rațional, dar care le ai atâtea fapte bune care puteai să faci și nu le-ai făcut. Da. Deci, acest lucru, în ce privește nașterea defectoasă, este o consecință a mâncării aguridii părinților. E adevărat. Însă vă spun, nu este lipsit de mântuire acel care se naște în defectele acestea. Intervine viața creștină. Nu există nimic să nu ierte jertfa după Golgota. Când zic să ierte nu numai păcatele, să răzească lumea cu haruri deosebite, să se înalțe, să se sfințească. Da. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, Iisus Hristos nu ne-a adus numai ce a pierdut Adam, ne-a adus mult mai multe lucruri. Asta. Harul mântuirii veșnice, în sensul de dumnezeire, să te ridici la Dumnezeu, cum spun mari trăitori, a te ridica la Dumnezeu, ești mare ca El și coboară El la tine și e mic ca tine. Da, adică să face mic ca tine. Părinte, ce ne puteți spune despre posibilitatea criticii în biserică? Există critică ziditoare în biserică? Păi, v-aș răspunde privind așa cuvântul ăsta, critică nu înseamnă numai decât a judeca pe cineva. Dar problema cum o puneți dumneavoastră, mi se pare cam asta vreți să spuneți, că să judeci. Critica încurunează opera. Da. Critica încurunează opera. Dar ce critică să permitem noi ca să existe? Ce, la ce vă referiți? Orice, dacă se poate critica într-un fel ziditor în biserică. De, nu oamenii. Nu în sensul de a critica oamenii, de a judeca oamenii. De a critica o stare de fapt. O situație. O situație, că s-a întâmplat un lucru. Adevărul trebuiește apărat de orice fel de creștin. Că dacă chiar un cleric superior n-ar susține adevărul, vorbesc de adevărul ortodox, adevărul mântuitor, poate să fie înfruntat. Că nu înfrunți cleric, înfrunți eretic, fi vorba de adevăr. Dar dacă v-ați referi la o serie întreagă de mișcări care se fac, că nu știu ce, că a vorbit pentru că a râs, pentru că a făcut tare, astea sunt niște lucruri care nu mai trebuie discutate. Da. Adică iese un clișeu măzgălit, știți? Da. E îngăduită critica, dar nu judecata. A criticat pe cineva o operă, nu știu ce, o încununezi. Dar dacă se judecă un cleric și asta, unde înclină toți oamenii să critique pentru că sunt cei care emană forța și harul Dumnezeu și voi cu ochii pe ei toată lumea, totuși sunt și ei niște oameni. Și au posibilitatea să se mântuiască mai ușor decât tine pentru că au harurile și au lucrările bisericești în mână și o avea și ei o fărâmă de conștiință. Dar Doamne ferește! Și să știți că nu s-a făcut cleric fără voia lui Dumnezeu și Dumnezeu îl răzește, nu? Dar vorbeam deja de lucrul acesta. Stai cu ochii pe lălalt, nu stai cu ochii pe tine. Asta e. Te-ai dus la Hristos acolo și acolo ai judecat că preotul a luat-o la dreapta, la stânga, nu se ia la dreapta, să nu știu ce, știi.
niște chestii de judești, mișcarea lui și asta, nu mare greșeală. Pentru că, vă repet, dacă vinul vei dintr-un par de cristal, dintr-un par de vânt, tot vin este. El se servește de Sfântul Potir, unde-i tot Sfântul Trup, pentru că nu vrednicia preotului a făcut marele transformări din vin în sânge și din pâine în trup, ci harul lui Dumnezeu. Deci, fie vrednic, fie nevrednic, preotul nu e în funcție, e în funcție de har. Așa că nu te grăbi să-l judești, că faci enorm de mare greșeală. Și trebuie să mă întorc la o întrebare anterioară, că, sigur, judecând pe un ticălos care chiar poate a ucis, nu știu ce n-ai voie să-l judești, dar preot, de ce te bagi așa acolo? Pentru că vei fi mult mai mult osândit pentru că te-ai băgat. Te-ai dus la Hristos. Roagă-te la Hristos să-l ajute. Domnilor, repet, suntem vinovați de toate greșelile care se fac în lume, noi personal, fiecare, să știți. Și trebuie să avem această poziție de jertfă. Pentru că, să știți, Dumnezeu, taina mântuirii omului pentru fiecare noi se zămășește pe cruce. Înțelegând că, deci, crucea e cel mai mare folos al pământului. Deci, jertfește a nu-l judeca pe ăla că a făcut greșel. Iar dacă te bagi în biserică unde e harul Dumnezeu și judești pe preot, amar greșești. Obișnuiți-vă toți să vedeți acolo pe Hristos, pentru că spune așa o rugăciune care o citește preotul înainte de heruvic. Că tu ești cel ce aduci, cel ce te aduci, cel ce te primești, cel ce te împarți. Și atunci preotul ce este dacă el, da, preote, dar fără te nu poți să fac lucrul acesta, răspunde Hristos. Fără harul tău al preoției. Și ăla poate că nu e un preot lustruit, dar harul are, care e divin. Și atunci tu te-ai osândit amarnic. Ăla răspunde de faptele lui, dar tu ai să răspunzi amarnic și de faptele lui, pentru că l-ai judecat. Un mare pusnic care a primit din satul lui un credincios, acolo în pustie. Și în satul lor era un om foarte defectos. Și-a întrebat pusnicul, au lucutare tot așa, ce tot așa e părinte. Și-a zis părintele, of. A doua zi a venit îngerul la pusnic și a spus, m-a trimis Dumnezeu să te întreb, unde se pune sufletul omul ăla care a murit azi noapte? În rai sau iad, că tu l-ai judecat? S-a căit toată viața în plâns și amar, să-i dea Dumnezeu un semn de iertare și n-a primit încă. Și ăla era defectos, l-a judecat. Doamne, miluiește-l, trebuia să, Doamne, apără că repet foarte mult și cu scuze că am făcut aceste repetări, suntem vinovați noi de greșelile altora. Așa. Dacă întreaga tragedia omenirii în funcție de nenorocirea vieții noastre. Că dacă e iubire, e iubire, nu mai ne jucăm. Așa, priviți lucrurile adevărat cum este, știi? Adică, domnule, sunt om, cu mâini și cu degete și cu nu știu ce. Va să zic că și cu inimă și nu merge învățătura creștină, e integritatea ființei omenești. Așa, și atunci nu trebuie să facem abateri de la o serie întreagă de lucruri care ne poate sau ne ține viața pe loc. Judecat asta... Vă spun că nu greșesc, am și scris, că am impresia că cei mai mulți în ea sunt cei care vorbesc de rău. Se scuză ce numai eu vorbesc sau nu merită ăla să... Nu. Este vinovat cineva, ești vinovat și de vinovăția lui pentru că nu te-ai rugat pentru el și bineînțeles dacă l-ai judecat, mult mai mare greșeală ai făcut. Privind această vina noastră pentru toate greșelile sau pentru răul din lume, mulți spun că ei nu răspund decât de propriile păcatele personale și că nu se amestecă în rest. Nu mă interesează ce spun ei. Ce spune Hristos ne interesează, domnilor. Asta este. Și Hristos ne interesează, Iisus Hristos a spus să iubiți unul pe altul, să iubiți dușmanii voștri. Ăsta e răspunsul.
să nu mai tot repetăm. Da. Părinte, cum poate fi privit progresul sau civilizația din punctul de vedere al bisericii, din biserică? Cum este privit progresul, civilizația? Civilizația este una și trăirea creștină, învățătura creștină care e salvatoare e alta. Însă, un om civilizat poate mai ușor să se adapteze învățăturii creștine care e prea mare ordine, e prea justificată, prea argumentată ca să nu crezi. Uite, se zice că poporul roman, latin, era foarte drept. Creator, cucereau și zideau. Înainte de venirea Mântuitorului, le-a dat biruințe acestor romani, să zic așa, să pregătească oarecum lumea pentru o învățătură divină, extraordinară, pentru că ei erau mai civilizați. Deci civilizația joacă un rol pozitiv, dar nu mântuitor. Are ocazie mai ușor să înțeleagă o învățătură dificilă sau delicată creștină. L'esprit de finesse, zice francezul, spirit de finețe. Da. Credeți că progresul societății noastre, societății moderne, a ajutat omul în viața creștină sau i-a adus și anumite necăderi? Da, de fapt să știți că întrebările s-au cam suprapus, s-au cam discutat, da. Fără discuție că a fost. Pentru că și el învață să nu furi, și el învață să nu fie, dar totuși în miezul civilizației ăștia a ajuns așa de grav păcate pentru că n-a avut o înfrânare creștină. A ajutat, sigur că a ajutat. Pentru că au fost popoare drepte, nu știu ce știi, dar nu mântuitoare. Vedeți dumneavoastră, biserica creștină nu învață mai întâi, ci sfințește. Pentru că se reflectă nu a cuceri pământul, cum ar fi o civilizație, ci a cuceri împărăția cerurilor. Și atunci, vezi, biserica ajută la sfințire. Deci, civilizația, vă spun, îmi place să merg la drum cu tine, că știu că nu mă furi, că știu că nu mă părăști, că știu că nu mă trezești, civilizat. Un om civilizat. Dar nici nu m-ai îndemnat la a mă încuraja spre răspunderea creștină care o am. Dar se observă că modernismul, cu tot ce a adus el, televiziune, îndepărtează pe om de Dumnezeu. Același lucru este, da. Nu putem să oprim lucrul acesta pentru că s-a dus modernismul. Modernismul a făcut viața mai ușoară, dar bogăția nu e un păcat, nici sărăcia nu e o virtute. Știi? Da. Adică s-a făcut modernismul, a ajuns o serie întreagă de lucruri ușoare. Dar un modernism vinovat, înțelegi, știi, leneș și nu știu ce, asta atunci e vinovat. Poți să fii puf de pat cu puf și să te rogi la Hristos și ești la fel ca unul care doarme pe scânduri. Dar a băgat în moleșeală și nu știu ce, nu prea se recomandă, pentru că uite, de asta nu se recomandă un prea mare modernism, pentru că te poate duce la leneviri, te poate duce la scăderi, te poate, pentru că vă spun, să știți dumneavoastră, suferința te subțiază mai mult și te aseamănă mai mult cu numele tău ca om mântuit, ca om veșnic, în cer. Dar nu-l condamnăm atât de mult. Cum se condamnă televizor? Televizorul e un instrument de informare. În 24 de ore afli tot ce e pe fața pământului, te orientează, deci îți ușurează viața. A,
pentru că sunt și cine știe ce. Dom'le, folosești de el, dar fii stăpân pe tine. Televizorul nu e altceva decât mersul tău pe stradă care te poate sminti sau te poate duce la unde ai plecat. De ce judeci și nu știu ce, sau vezi cine știe scene? Fii stăpân pe tine. Da, și dacă ești stăpân pe tine, mai mare plată primești decât n-ai fi văzut lucrul acesta și te-ai zmintit. Da. Propria ta... Da. Dar acum în familie oamenii petrec foarte mult timp în fața televizorului, aproape tot timpul liber cât stau împreună, membrii familiei, stau la televizor. Cum să ne... Dragă, uite ce vă răspund. Dacă ar fi cu putință să întrebăm pe cei de sus, ce va costa, domnule, dați ajunul la atâta fericire? Ne-a răspunde asta, timp, puțin timp petrecut bine. Asta am face. Dacă pierzi timpul acolo, ești prea comod, prea nu, da. Dar s-ar putea întâmpla să joace și un rol de destindere televizor. Înțelegi? Adică te mai recrudeșezează, adică te mai pune într-o situație de liniștire sufletească, nu știu ce știți. Dar că umblă numai acolo, o să spun că e vinovat. Dacă umblă numai cu mâna pe murdărie, sigur, ca să miroșea murdărie, na. Ce să mai spun? Timp, puțin timp petrecut bine. De ce numai la televizor? Sau poți să te uiți acolo și să zici, Doamne Iisuse Hristos, miște pe păcătos. Sau să te gândești că numai ziua de azi este o zi sigură a noastră. Mâine nu mai e sigur. Și atunci, dacă ești un om creștin cu o conștiință subțire, dai, Doamne, că mâine poate să nu mai fiu. Ia să mai mă fac și eu niște rugăciuni, ia să folosesc altfel timpul, nu numai aici, știi? Chiar întrebarea în sine are răspunsul. Adică pierd vremea acolo. De ce o pierd? Eu am încercat să-l apăr pe televizor, dar nu te pot apăra pe tine, că te folosești numai de el, știi? Ni se spune în societatea noastră să fim tot mai toleranți. Noi creștinii, până unde poate, care ar fi limitele toleranței noastre față de răul din lume? Limita este până la păcat. Metoda cea mai bună este, sigur, este blândețea, toleranța. Dar nu totdeauna. Pentru că vorba lui Solomon, cine cruță nu ia, urăște copilul. Dar ca metodă de creștere, de formare, de educație, tot povărământul, adică tot blândețea e bună. Pentru că o atitudine aspră a părinților, aspra copiilor, copiii ascultă de frică și prinde numai în piele sfatul. Dar dacă este o sfătuire cu blândețe, prinde în adânc, mai în adânc. El face tot ce vrea el. Asta este omul, ne-a stâmpărat. Nu ce trebuie. Dar cândva, pentru că a primit în adânc, își dă seama. Și atunci eu pot să spun că copiii mei să mă asculte după moartea mea. Pentru că s-a trezit în ei conștiința care le-a pus-o sistemul meu tactic de a le face educație. Nu este rea, dar nu este întotdeauna bună. Vorbesc toleranța. Pentru că există canoane. Dar chiar canoanele acestea, dacă este un duhovnic din Baci, trebuie să le vadă și pe ele destul de elastice. Că sunt elastice. Adică dacă există pocăință, întoarcere, așa, nu mai e nevoie să te oprești 20 de ani de la împărtășit. Te oprești numai două luni sau o lună sau un an. Depinde de păcate. În sfârșit, intrăm într-o altă zonă de întrebări. Da. Toleranța nu este rea, dar nu e întotdeauna bună. Dar toleranța față de atitudini sociale, față de sectarism, față de homosexualitate, cum mi se spune, uite să fim toleranți. Uite ce este. Spunea un părinte așa. Zice, părinte, ești chior, da, sunt chior. Ești olog, sunt olog. Ești curvar, sunt curvar. Ești lacom, sunt lacom.
ești eretic. Nu! A spus iar. Asta nu. Tot ce mi-ai spus mă privește pe mine, dar când ai spus eretic, privește pe Hristos și nu sunt. Și atunci, în privința aceasta, odată taci, a doua taci, a treia fă-te sabie. Când e vorba de adevăr. Adevărul trebuie și neapărat cu orice chip. Deja v-am spus, chiar cleric superior, dacă n-ar susține adevărul, ai voie să-l înfrunți. De vorba de adevăr. Nu ne mâniem decât asupra celor care nu țin la adevăr. Adevărul trebuie și neapărat. Un împărat a chemat 3 sfetnici de-ai lui să-i întrebe în fața altor sfetnici cei mai tare în lume. Primul a zis că cel mai tare în lume e vinul. Vă închipuiți. S-au argumentat și a rămas că e bun. Îl întrebăm pe al doilea. Al doilea zice că cel mai tare în lume e împăratul. Împărații nu erau teocrații, comandau în numele divinității pe vremea aia. Demonstrând, a birui pe primul. Să-l întrebăm pe al treilea. Al treilea a zis așa, cel mai tare în lume e femeia, dar de neînvins e adevărul. Ăsta e răspunsul și al meu. Dar trebuie apărat adevărul cu orice chip. Cu orice chip, chiar cu moartea. Muri pentru adevăr, ferice de el. Și de ce să nu jertfim când e vorba să apărăm adevărul atât de susținut și de jertfit Mântuitorul? Dar nu e bine să luăm și atitudine și împotriva aberațiilor din societate? Păi se poate, sigur că da. Nu se mai pune problema, trebuie apărat adevărul, nu mă refer la un is, mă refer la întreaga societate. Există presă, există, o să le dăm sisteme să apere adevărul, dar nu cuiat de răutate sau de ranghiună și de nu știu ce știți. Părinte, ce efect are faptul că o taină a bisericii, cum ar fi să spune taina cununiei, nu este săvârșită complet? Nu e taină. Nu mai e taină. Însă există la taina botezului, că am zis taine, n-a spus de referi numai la una, da. Taina botezului, dacă s-a apucat să se spună, se botează în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, numele cu tare, atunci rămâne valabilă. Că s-ar putea întâmpla ca cineva să se boteze un copil care moare și canoanele dezleagă chiar pe mama lui sau moașa, să-i spună această formă, se botează Dumnezeu cu tare, Gheorghe, numele Tatăl, rămâne botezat. După ce se termină că omul n-a murit, că din caz de moarte se aplică acest sistem, se duce la preot și preotul îi citește lepădări, o să le pierdă, dar nu îi mai zice încă o dată se botează în Dumnezeu cu tare, tare, că s-a zis așa de mare e taina. Da, la botez. Dar la nuntă nu înțeleg, că mai vin mulți și spun și s-a făcut jumătate cu unie. Nu există așa ceva. S-a făcut logonda, e altceva. Logonda nu este taina. Logonda este numai un fel de înțelegere care să primesc verighetele în vederea tainei care urmează. Deci n-aș putea să încurajăm o taină nedesfârșită cum trebuie ca valabilă, anunții mai ales. Cu toate că poate să sară din rugăciuni, dar este un moment cu cununiile pe cap, așa când îi leagă, când îi nu știu ce acolo, când e altceva. Nu știu care ar putea să fie defectul, dar sunt părți centrale ale tainei, care dacă s-a săvârșit, rămâne valabil. Este o datorie creștină cunoașterea istoriei neamului din care faci parte? A neamului nostru românesc, în cazul nostru. Da, este nevoie să cunoască, pentru că dacă se rătăcește un copil și dacă știe pe ce stradă stă și cum cheamă tatăl său, s-ar găsi repede părinții. Dacă spun... Trebuie să știi din ce an emești dacă te găsești într-o alt neam. Uite, bună oară, am fost nevoit astăzi să vorbesc la cineva ceea ce vă spun acum.
pentru că era copilul lor hoț. S-a rătăcit într-un sat de munte o fetiță a șefului de post. S-a rătăcit în pădure. Regele, care era la vânătoare, a găsit fetița aia în pădure. Drăgălașă, nevinovată, așa de dragă, era luată în brațe și a întrebat-o, cine ești tu, de unde ești tu? Ei, pe gângăneală, pe nu știu ce, fata a reușit să lămurească pe rege, ce știa cine în brațele cu era. Că e fata șefului de post, i-a spus că are pușcă, nu știu ce, tasul, cumva. Și s-a dus regele cu fetița în brațe, vă închipuiți la șeful de post, voi ce a fost pe șeful de post, știți când. Uite, domne, ți-am găsit fetița așa, dar e așa de drăgrașă, dă-mi o mie. O fac prințesă, o, o la ce să zică, o poziția de drept și ea dacă. Vezi, care a fost primul obiect care a lămurit lucrurile? Cunoștința cât de cât a fetiții. E, nu vă mai spun că ajunsese foarte deșteaptă și pe lângă alte prințese, ea era prima, nu știa nimeni că nu-i prințesă, prințesă e tot. S-a amurezat de ea, prins, s-a amurezat și când s-a căsătorească cu un, cu un mare ambasador din Europa, era, avea un defect, era foarte hoaț, fura de prăpădea. Și atunci regele, ca să nu se facă s-a dus-o înapoi, nu, la casa sau zâmbe, e hoață. E, lăsând la o parte că ea n-a știut să valorifice poziția care o avea și da, dar a lămurit lucrurile prin gângăneala ei. Desigur că e bine să, să cunoști istoria neamului tău ce mai e. Mai ales un român care are atât a trecut de credință și de jertfă pentru credință. Luați toți domitorii noștri, toți au jertfit pentru Dumnezeu în un fel, cu biserici. Numai numele creștinătății plecau și se închinau, plecau la războaie. Nu mai vorbim de Ștefan cel Mare, care a fost teribil în felul lui. Deci e foarte bine să cunoști. Adică cum? Ești un om de pădure, o maimuță, oarecare, știi, care să nu știi de unde vii, de unde, cum sigur. Istoria se învață cel din tâi. Da.